O, Doamne, Tată, vin din nou înaintea Ta și vreau de data aceasta să mijlocesc pentru toți frații și surorile mele și pentru toți oamenii care au nevoie de Tine, de ajutorul Tău. Ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzele lor după voia și puterea Ta. Te rog, Doamne, în mod special, Doamne, pentru toți cei care sunt în spitale, pe paturi de suferință, în închisori, care suferă pentru Tine și lucrarea Ta, Doamne, în azile, în orfelinate, pe străzi, necăjiți, întristați, orfani și văduve, ascultă rugăciunile lor și lucrează la cauzelor după voia și puterea Ta. Mijlocesc, Doamne, de asemenea, Doamne, pentru toți aceia, Doamne, care își dedică viața Ție și lucrării Tale și care suferă, sunt persecutați, o, Doamne, misionare, evangheliști, slujitorii Tăi, binecuvânte, umple de Duhul Tău Sfânt, scapă, izbăvește, Tu dă de putere de a vesti cuvântul Tău și dă putere robilor Tăi și dă putere Evangheliei în lumea întreagă. Mijlocesc, Doamne, de asemenea, Doamne, și pentru familia mea, binecuvântă familia mea, Doamne, pe soția mea, copiii mei, Doamne, o, Doamne, pe mama mea, fie-ți milă de ea, o, Doamne. Mijlocesc, Doamne, pentru toate rudele mele, Doamne, pentru toți cei care i-am cunoscut, Doamne, pentru toți care mi-au fost prieteni, colegi, care într-un fel sau altul, o, Doamne, i-am cunoscut, pentru toți cei care au fost alături de mine, pentru toți cei care m-au ajutat într-un fel sau altul. O, Doamne, te rog să-i binecuvântez pe ei, familiile lor, copiii lor, Doamne. O, Doamne, cu mântuire, cu viață veșnică, cu sănătate și cu putere, Doamne, de muncă, putere de a Te sluji. Glorie Ție, Doamne, pun toate aceste cauze în mâna Ta și proclam biruința Ta peste ele și cred, Doamne, că Tu vei lucra așa cum numai Tu poți să faci și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Aleluia! Glorie Ție! Aleluia! Glorie-ți! Slavă-ți! Amin!